Care sunt rezultatele la întrebare privind pe cine din candidați înscriși în curs ați votat pentru funcție de președinte al Republicii Moldova? Dacă e să vorbim despre întreg eșantion, 28% din respondenți sunt acei numiți indeciși, care încă nu știu cu cine să voteze. Alții, aproape 12%, exprimă intenția de a nu participa la scrutin. În rest, rezultate, pe prima poziție se află Igor Dodon, 23%, urmat de Maia Sandu, 7,9%, Andrei Năstase, 7,7%, Marian Lupu, 7,6%. Persoane noi, unul din candidați ai unei formațiuni politice, vorba de Dumitru Ciubășenco, anunțat deja, pare mi se și înregistrat, dacă nu mă înșel, 4,5%, Iurie Leancă, 3,2%, toți ceilalți au sub 2%. Și odată ce avem o pondere semnificativă de indeciși, la fel și de cetățeni care intenționează nici să nu participe la aceste alegeri, recalculăm procentele obținute de candidați pe luând ca și 100%, doar respondenții care sunt deciși la moment, deci au numit o persoană pentru care intenționează să voteze. Este departe de a fi o prognoză politică cât de cât solidă acest recalcul, însă, dacă e să redistribuim din nou procentele doar pentru cei deciși, atunci Igor Dodon obține 38%, urmat de Maia Sandu cu 13%, 12,6% Andrei Năstase și 12,5% Marian Lupu.